nu fărul. Arte vizuale și abilități practice, clasa a doua. Scopul acestei activități este acela de a realiza un nufăr prin diverse tehnici de lucru folosind hârtie simplă și cartonată. Această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară. Pentru a confecționa acest nufăr vom avea nevoie de următoarele hârtii colorate: o hârtie cartonată verde, două hârtii albe și o bucată de hârtie portocalie cu un lipit solid. Vom folosi creionul și foarfeca. Vom confecționa acest nufăr în mai multe etape de lucru. Mai întâi, vom printa piesele componente pe hârtia de lucru. Cu ajutorul foarfecii vom decupa toate piesele componente, le vom lipi apoi cu ajutorul lipiciului, iar la final le vom expune în clasă. Printăm forma frunzei pe o hârtie verde cartonată, iar formele petalelor le printăm pe hârtia albă, câte 4 petale pe fiecare coală albă. Dar tu poți încerca să le desenezi cu mâna liberă. Vei reuși să desenezi aceste forme curbe închise, simple și ușoare. Apoi decupează toate piesele după contur cu ajutorul foarfecii și cu mare atenție. Pe hârtia portocalie desenează un cerc cu diametru de 10 cm, cu mâna liberă sau cu ajutorul unui șablon. Apoi decupează-l cu ajutorul foarfecii după contur. Și iată, am decupat toate piesele componente, ne pregătim de etapa de asamblare a nufărului. Confecționăm nufărul din cel puțin 6 petale albe, pe care le crestăm la mijloc, în partea inferioară, cu ajutorul foarfecii. Luăm petala și o crestăm la mijloc, în partea inferioară. Apoi aplicăm puțin lipici pe o parte și suprapunem cealaltă parte pentru a forma un mic pliu. La fel procedăm și cu celelalte petale. Le crestăm la mijloc, maxim 1 cm. Aplicăm lipici pe o parte. Suprapunem cealaltă parte pentru a forma o mică curbură. Și astfel, prin tăiere și lipire, obținem niște petale curbate. Lipim petalele albe pe frunza verde în formă de cerc. Poți lipi mai multe petale pentru a oferi o fluorescență mai bogată nufărului. Iar apoi lipim cercul portocaliu în mijlocul nufărului. Expune nufărul în clasă sau într-un loc preferat în holul școlii. Îți mulțumesc pentru atenție!